În acest sfârșit de săptămână, Adi Timiș a participat la Liberty Marathon, un eveniment dedicat promovării mișcării și unui stil de viață sănătos. Cu fiecare ediție, această inițiativă atrage tot mai mulți susținători, fiind o ocazie excelentă de a îmbina sportul cu educația și responsabilitatea socială. Standul nostru a găzduit activități educative destinate publicului larg, în cadrul cărora am reușit să implicăm peste 500 de participanți. Prin intermediul acestor activități, ne-am propus să informăm cetățenii cu privire la importanța gestionării corecte a deșeurilor și la aplicarea principiului colectării Separate. Într-o societate în care protecția mediului devine tot mai importantă, astfel de inițiative au scopul de a aduce informații esențiale cât mai aproape de comunitate. Unul dintre obiectivele noastre principale este să creștem gradul de conștientizare în rândul cetățenilor despre cum pot contribui individual la protejarea mediului prin acțiuni simple și eficiente, precum sortarea corectă a deșeurilor, transmit reprezentanții Adit Timiș.